Există Liviu printre noi, sperăm pentru o perioadă lungă de timp, nu? Dar acum, în contextul ăsta, o să mai rămână după prezentare. Vreau să vă propun ceva. Știu că mulți dintre voi v-ați lăsat de fumat anul ăsta, felicitări, și nu mai aveți nevoie să fumați, deci nu mai e nevoie să luăm pauză. Adevărat. Bun, perfect. Motivul este pentru că al treilea speaker pe care l-am invitat în această seară nu este din... Nu fumează. Bun. Am spus că nu fumează. Nu. Pentru că am văzut perspectiva agenției legată de conversie și usability, pentru că am văzut perspectiva unui consultant în zona de conversion și usability și acum avem nevoie să înțelegem, sau cel puțin eu am nevoie să înțeleg și sper că și voi, perspectiva clientului. Stai să mă uit cum... Bitdefender, nu? Ioana Barbu este Conversion Optimization Manager la Bitdefender și este prima dată la lumea SEO PPC, la ediția 808. Mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră și suntem foarte curioși să te auzim, nu? Cred că o aplauz de ceva. O să încep să zici ceva ca să ne... Da, de fapt, perspectiva mea este în partea de execuție de aplicația. Cred că mă cunoașteți mai puțin decât pe ceilalți speaker. Numele meu este Ioana Barbu. Tu vrei să... Da, o să am nevoie de ajutor. Da, bună, Ioana. Salut. Am aproximativ 10 ani de... 8 ani de experiență în online. Primii ani în de programare și grafică. Iar în ultimii aproape 4 ani am făcut optimizarea conversiei la Bitdefender și în paralel cu asta, tot cam de atâta timp, sunt jurat la Gala Premiului e-commerce, unde valorez magazinele după criterii de utilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Am pregătit o prezentare în care, pe lângă o serie de lucruri așa generale despre conversii, o să încerc să vă prezint un mod de lucru sau un alt mod de a vă gândi atunci când organizați informația din partea noastră cu un scop cât se poate de clar și important, acela de a transmite mesajul către vizitator. Deci asta ar fi, de fapt, nu neapărat cea mai importantă. Sunt multe lucruri importante pe care le facem atunci când ne ocupăm de optimizarea conversiei, dar ar fi unul dintre primii pași ca să putem să stabilim un dialog. Rămâne un pic înapoi la slide-ul anterior. Ideea era următoarea că dacă aveți un site și vreți să crească, atunci sunt două lucruri pe care trebuie să le faceți în linii foarte mari și s-au mai spus. E vorba de a crește traficul pe de-o parte și de a crește rata de conversie pe de altă parte. Acum, firește ca această creștere să fie sănătoasă, e nevoie să le faceți pe amândouă, dar optimizarea conversiei vine în contextul în care creșterea traficului implică niște costuri destul de semnificative. Și atunci devine necesară în procesul nostru de dezvoltare. Mergem mai departe. Am niște statistici din Statele Unite ale Americii, acolo unde se pare că pentru $82 cheltuiți pentru a aduce trafic pe site, se cheltuie aproximativ $1 pentru optimizarea conversiei și e considerat un raport slab. Acum eu imaginez că în România raportul este și mai mic. Și nici măcar nu țin neapărat să vă spun ca de mâine să mergeți să investiți direct în optimizarea conversiei, în schimb vă recomand călduros să o includeți în activitățile dumneavoastră, pentru că nu e ceva foarte complicat de făcut. Așa, mergem mai departe un pic. Ca definiție, optimizarea conversiei înseamnă, tot așa, foarte mari, multe definiții pe care putem să le găsim, înseamnă optimizarea interacțiunii vizitatorului cu site-ul. Există o serie de bune practici la care eu vă recomand să fiți suspicioși atunci când le aplicați și să le treceți întotdeauna prin filtrul gândirii dumneavoastră, pentru că multe dintre reguli depind foarte mult de contextul în care sunt aplicate. În a doua parte a prezentării o să încerc să vă propun o metodă destul de generală prin care puteți optimiza informația din materialele dumneavoastră și pe care puteți să o aplicați indiferent de materialul pe care îl aveți în lucru. Mergem mai departe. Mă folosesc o scurtă poveste ca să introduc mai ușor informația pe care vreau să vă spun. Și anume, memoria. Până la un anumit
timp, era considerată un spațiu finit pentru memoria noastră a tuturor oamenilor. Dar până la, în urma unor studii, s-a constatat că informațiile pe care le reținem și pe care le învățăm, le învățăm întotdeauna agățându-le de informații pe care deja le aveam în minte. Așa că fiecare nou val de informații pe care îl reține, creează, de fapt, spațiu suplimentar pentru memorie. Așa. Acum mergem în primele parte. În altă parte, capacitatea cognitivă. Deci, capacitatea noastră de a prelucra informația pe care o asimilăm într-un interval scurt de timp este limitată. Nu putem să prelucrăm o cantitate foarte mare într-un timp scurt. Și acum mergem un pic mai departe la principala provocare, așa cum am spus în optimizarea cognitivă, este prima credință a dumneavoastră pe care trebuie să o aveți și să o rezolvați, anume transmiterea mesajului. Adică să faceți în așa fel încât vizitatorii dumneavoastră să înțeleagă ce vreți să le transmiteți într-un mod corect pentru ei. Și atenție, e vorba de percepția pe care o are fiecare vizitator asupra informației pe care o primește. Nu e vorba neapărat de ce credem noi că transmitem, ci de ce ajunge la ei informația pe care o asamblăm în fața lor în materialele de marketing. A spus și Liviu că există o serie de tipuri de eye tracking. Reiau și eu această idee. Însă, în afară de pattern-ul acesta pe care puteți să-l vedeți și care se schimbă în funcție de context, în funcție de materialul la care ne uităm, ce vreau să rețineți și este foarte important este că utilizatorul scanează pagina. Deci nu o parcurge liniar, nu o citește cap, coadă, sondează pagina după informație care se pare lui utilă și din care poate mai departe să extragă pentru a lua decizia ulterior. Așa, acum, având un site, și nu e vorba neapărat de un site, e vorba de orice material. Poate să fie vorba de un e-mail, poate să fie vorba de un over, poate să fie vorba de orice tip de orice bucată de material care comunicați cu vizitatorii dumneavoastră. Ce este întrebarea, de fapt, este cum reușim, având în vedere informațiile pe care le-am spus mai devreme, cum reușim să transmitem această informație fragmentată, astfel încât să ne asigurăm că nici noi supra-încărcăm, astfel încât să-i facem să renunțe, dar nici noi nu-i îndepărtăm comunicând prea repede. Acesta este un exemplu pe care l-am ales. În mod particular, nu este niciun exemplu bun, nici un exemplu slab. Deci aici, Liviu, dacă ai face testul ăla cu blur-ul, explică și mie așa, ce are și în evidență că acolo aș vedea numai albastru și acolo roșu și acolo albastru. Deci e un pic ciudat așa. Am înțeles. Nu, dar eu sunt chiar că mi-ai fixat în minte asta cu plănul. Mi-ai băgat atât în minte așa. Nu? Să vezi că e momentul ca să-ți lasă-o așa și înțelegeți. Bine, ok. Ce vreau să zic e că nu e neapărat un exemplu negativ, pentru că în ultima instanță, vizitatorul poate să identifice butonul de call to action. Deci o să reușească să finalizeze acțiunea dacă își dorește produsul respectiv. Este un exemplu negativ prin faptul că este foarte omogen din punct de vedere grafic. Și dacă am ajunge pentru prima dată în pagina respectivă, am avea o serie de alte elemente care ne-ar distrage atenția de la procesul de conversie. Și atunci mergem mai departe. Da? Ok. Și vă invit să vă imaginați a treia dimensiune pe care poate să o aibă site-ul dumneavoastră. În afară de înălțime și lățime, e vorba de dimensiunea aceasta care se referă la perspectivă. Ok. Avem aceeași imagine a site-ului și ce face? Cine știe cum funcționează Photoshop și layer-urile din Photoshop? Ok. Sau GIMP, fi GIMP, că poate să mai pe GIMP. Ok. Photoshop e E o comparație foarte utilă pentru că puteți să vă imaginați informația dintr-o pagină separată pe diverse layere și mai mult decât atât, layerele respective să aibă ordinea stabilită în funcție de importanța lor. E un exercițiu foarte simplu pe care îl puteți face, indiferent dacă aveți o pagină de
produs, homepage sau alte, alte elemente de marketing. Puteți, cred că puteți aplicați regula asta și dacă aveți un flyer sau materiale printate. Pentru că scopul este același, acela de a vă asigura că transmiteți informații. O să spun ceva? Da. Dacă poți să-l aplic la fel. Hai, mă! Te rog, faci, să nu te las pe știu. Faci mișto. Zic, cam până unde? Hai, e ok. Nu se pare că neapărat rău cum e făcut, sau așa cum ai spus și tu. E o chestie foarte bună faptul că atrage atenția către diferențiator, și anume this item qualifies for free shipping sau numărul ce scrie acolo. De obicei, traseul este cunoscut, la avea cu card, dacă sunt multe site care aduc cam același lucru, atunci te aduce automat pe diferențiator. Și ăla, făcând testul cu blog pe care ce ai unul mai devreme, ăla sare Greșeala este că toate informațiile se încearcă a fi transmise în același timp. Și atunci nu mai pot să respect regula pe care o știu deja din experiență și din prata de conversie până la urmă, și atunci aceea că atenția e sus de limitat, atenția listatorului. Da? Și atunci fac altceva. Atenția e o resursă limitată. Okay. Și atunci îi servesc pe straturi. Și atunci îi servesc informația pe straturi. Punând accent pe informația principală și scăzând ponderea grafică până la cea care contează cel mai puțin. Da? Hai să mergem mai departe, să vedem. Pagina am modificat, am desaturat culoarea și am șters-o puțin, tocmai ca să ilustrez ce vreau să spun. Scuze. Si. Așa? Deci la fiecare... cum zic? Fiecare layer. Fiecare layer își pierde din importanță, dar asta nu înseamnă că are efect mai slab în conversie, ci că ajunge vizitatorul la el după ce și-a însușit prima parte din informație. Da? Deci, nu știu, poza unui produs, titlul unui produs, butonul de aducat, reprezintă ancorele unei pagini. Da? Toată informația suplimentară poate să se ducă undeva. Puteți să vă imaginați, de exemplu, o fotografie cu cineva în prim plan care are un peisaj foarte frumos în spate. În principiu e același lucru. Ok, mergem un pic mai departe. Și față de exemplu, grafica diferă foarte mult. Sper că ați înțeles acest mic exercițiu. Am înțeles. Mulțumesc. Și că o să reușiți să-l aplicați. Pentru că ideea e că el în sine vă ajută să depășiți un prag în conversația cu vizitatorul dumneavoastră. În plus, nu am inclus în prezentare, pentru că timpul era destul de scurt, dar ce mai vreau să vă spun e că conversia, să rețineți, este o chestiune care ține foarte mult de proces. Nu neapărat de pagină în sine, și chiar dacă o pagină este optimizată, dar procesul este tacadat și greu de parcurs, atunci... Cum adică proces? Adică cum proces? Adică etape? Succesiunea de pași. Exact. Succesiunea de pași până la pasul final de conversie. Eu am și o întrebare, dar am vrut să o las pentru final. Dar și, e și pentru Liviu Biliera, și pentru Cristi, și pentru Bogdan. Dar care este ponderea? Pe ce ar trebui să ne axăm mai mult? Și asta e o întrebare care sper să ajute. Voi vă faceți să spuneți atunci și mă ajută. Între design și ce înseamnă usability prin user experience, prin UX, și prin, bine, nu le-aș pune separat, dar ce înseamnă grafică, care e ponderea graficii și care e ponderea exact a pașilor, a funnel-ului. Adică dacă ai un site care arată, a, și ce, voi scrie o întrebare simplă? Nu, hai că trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Aveți smartphone cu voi, nu? Toți, ceva de gen. Intrați, toți și căutați următorul lucru, nu?
The most obvious site on the web este un site care vinde mașini prin leasing. E o tipă din China. E în San Francisco localizată. Este cel mai rău site din lume. Ăla cu multe chestii. Se cheamă Links Cars. Asta, Links Cars. Vinde de rupe. Deci, și aș vrea să răspund eu la întrebarea lui Ionuț, este următorul. Ca să fac așa un pic de concluzionare. Pe mobile, la barman, dar pe desktop e jenant. Deci e cel mai rău site posibil, dacă îți poți imagina. Zici rău, zici e foarte rău, e nu rău. Din punct de vedere, un designer îți zice... Deci, un designer l-ar închide și ar... Nu, ar fugi vreo 3 km și nu s-ar mai opri. Ok, dar vinde dragi. Pentru că aplică alte metode, alte tehnici. Deci noi numai, exact. Deci nu ținem numai de design, ținem de persoasiune, ținem de partea comercială, ținem de prețul. Omule, avem o groază de... Și încă o dată revin la modelul cu avionul, că nu vreau am desenat. Scuiți pe jurul american. Desenez? Nu. Mai zi o dată ce trebuie să caut? The ugliest website on the world sau the Links Car? Links Car. Links Car.com. Intrați pe el, poți să vă plecați și de acolo, așa. Mergi cu mobil? Și de azi. Nu știu dacă merge. Nu am. Dar arată desktop-ul sau mobile-ul? Ce arată? Links. Cu links. Are și sunet. Sărească, are și sunet. A, este optimizat pe mobil. Arată mult mai bine pe mobil decât pe desktop. Links. Car.com. Nu, links de la cum cheamă pe tanția. Dar ideea care a fost de la făcut în sfârșit? Nu contează. Dacă desktop o să ieșiți pe plat de acolo. L-I-N-X. Nu, L-I-N-G. Că nu îți zic tu că vorbesc mai nașpa cu bătata asta. Are foarte multă personalitate. Nu ca pe net, dar cum e mașina. Mașinile lui Link. Și vă arăt și modelul. N-am cu ce să desenez. Sunt lipsit de instrumente acum. Să vă arăt modelul Link. Să înțelegeți că închipuiți-vă un avion care decolează. Să încerc să vedeți așa din vorb, în regulă? Un avion care decolează, da? Ca să plece, să decoleze avionul. Acesta reprezintă business-ul nostru online, să zicem, da? Avion. Pe avion avem o marcă. Pe el este USP, UVP-ul, da? Pe el, pe avion. Da. Diferențiatorul și trebuie de genul, da? Avem două forțe care acționează în sus. Relevanța și claritatea. Mesajul, bineînțeles. Da? Potrivirea cu userul, calitatea mesajului prin diferențele. Jos sunt două forțe care acționează, și anume friction și anxiety. Da? Ai formula aia de zicei tu în webinar. Da, mă. Este modelul LIFT de la ăștia, de la Wider Funnel, da? Care este un model destul de empiric, de foarte bun. În chimiță mai este ca să poată să decoleze, mare nevoie de un engine. Acel motor este un agency sau nevoia clientului de a cumpăra produsul. Deci, toate elementele astea, toate fac avionul să decoleze. Deci, ține formula. N-ai formula. Deci, mai am una, mai este una care se cheamă conversion sequences, da. Aia e mai complicată un pic și nu zic, pare că să vedem afară cum pe aia. Da? Formula aia. Dar ideea este că țineți cont. Deci, când am zis de trei elemente eu și am zis trafic pe conversie și comandă mediu, am zis despre ecuația online, v-am zis că sunt trei elemente pe care le puteți acționa. Când vorbim de conversie sau de usability eventual, vorbim despre prima intervenție pe site, după aia de memorare. Deci, usability are componenta de prima atingere și a doua de învățare a folosirii unei interfețe, care este a doua, a treia, a patra vizită. Deci, vorbim de foarte multe lucruri și nu o să poți să ai, să aleg, dacă mă pui să aleg între persoasiune, între usability, între comerț sine, pur, comerțul pur, da? Marketingul de produs. Marketingul de produs. Între practic, nu poți să aleg între ele. Trebuie să le faci pe toate. Răspunsul este pe toate. Bine. Deci, n-am să zic ăla, ăla sau ăla. Da? Și toate. Pe de altă parte, un pas foarte prost, deci un material foarte slab. Un pas din acest proces poate să afecteze procesul chiar dacă restul de elemente poate sunt bine organizate. Până la cap. Adică dacă el adaugă în coș și nu se adaugă în coș, pentru că este eroare, coșul... Poate să arate foarte bine și poate să funcționeze. Super stack. Până acum.
până acolo. Deci astea ar fi lucruri la care ar trebui să fim atenți, nu? Din punctul meu de vedere, așa ca, ca framework foarte simplu de lucru, sunt doi pași de bază. Okay. Unul ar fi acela de a elimina toate aceste elemente care distrag atenția, pentru că ele dăunează, încarcă vizitatorul, și al doilea ar fi acela de a aplica elementele de persoasiune. Cum ar fi treaba cu stopurile, principiile lui Cialdini spune, nu? Principiile lui Cialdini plus alte tactici. Da, dacă vrem să evoluăm, putem să mergem la alte principii. Da, sunt de bază. Principiile lui Cialdini sunt de bază. Există, de exemplu, e un alt aspect care trebuie eliminat și care există. Persoasiunea se poate face în două feluri. Pe de-o parte, adăugăm informații ca să grăbim decizia de cumpărare și pe de altă parte le scoatem, renunțăm la aceea care ridică semnul de întrebare în mod de necesar. Ficțiune. Da. Alu, cu avionul e destul de bun modelul. Să fie bun pe ecran, nu l-am pe ecran acum. Căutați în trend, că este acolo. Exact. Acest model care e simplificat în după se reflectă în... Adică esența până la urmă e aceeași. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Aceasta este adresa de mail și oricând aveți întrebări, eu puteți să-mi... Mulțumim mult! Am primit SMS. Mulțumesc mult, o să te rog să mai stai de mine așa, ca să nu fiu singur pe scenă. Vă mulțumesc mult pentru... Eu nu întrebări, poate întrebări. Ah, da, bine. Voiam să vă dau pentru participare invitațiile de la GPEC și după aia întrebările, nu? Bine, okay. Nu, bine, hai, întrebați-mă să văd, poate țin cont de asta la momentul în care aloc invitațiile, nu? Aveți întrebări? Te-am simțit, nu, că tu ești cu întrebări. De ce v-ați focusat dintre două prezentări doar pe produse? De ce m-ați luat un exemplu și de peste de semne? Ar putea fi luat... Da, e pe același lucru. Principiul este foarte simplu. Trebuie, în primul rând, să listăm informațiile care există în pagina, în materialul grafic, ca să nu mă referim la pagina. Trebuie pur și simplu să le listăm, să le prioritizăm, presupunând că ele ajung segmentate pentru vizitatori și apoi să le implementăm dându-le ponturi grafice diferite. De exemplu, de magazin e foarte simplu, dar se poate aplica inclusiv pe un site de servicii. Vă referiți la un site unde call to action va fi mai puțin evident. Ce e un site? Un buton pe site? Da. Măcar un formular pe site. Sau... Mai avem întrebare aici. M-am abonat? E și pentru Liviu. Deciziile cu privire la, nu știu, schimbarea unui design sau mutarea unui buton. Care e elementul principal? Timpul sau numărul de vizitatori pe care facem testele? Spune tu un detaliu la urmă. Mulțumim. Bună noi, mașinării. Suntem invitați. Deci dacă vă putem modifica și vă putem test și dacă vă referiți în mod particular la AB testing, cel mai important lucru de modificat e relevanța statistică. Deci, în lipsa ei sunt lucruri... Și pătrat. Da. Nu e? Ierbă. Nu hi. Ăla e. Există unul dintre ele se numește datadriven.com, unde e complet gratuit, puteți să introduceți numărul de vizitatori și de comenzi. Mai spune-l ăla. Getdatadriven.com. Getdatadriven.com. Deci nu timpul. Timpul depinde foarte mult de numărul de vizitatori. Cu cât numărul de vizitatori este mai... mare, timpul mai scurt. Da. Pe de altă parte... Stai puțin să răspund la urmă. Pe de altă parte, există niște reguli care au rezultat așa din experiență. Nu e bine să țineți un test mai puțin de o săptămână, ca să aveți toată sezonalitatea, să zicem, săptămânii respective, și nu mai mult de 6 săptămâni. Dacă 6 săptămâni nu câștigați vizitatorii, atunci e bine să vă opriți testul și să vă concentrați pe altceva. Și mai mult detaliu, dacă testul nu este relevant din punct de vedere statistic, pentru că nu atinge numărul maxim statistic relevant, nu face suficiente conversii, ceea ce se poate întâmpla în foarte multe cazuri, putem să ne concentrăm pe microconversii.
De exemplu, între două pagini de produs, probabil că n-aveți, e posibil să n-aveți suficient de vânzări cât să se atingă relevanța statistică. Și atunci puteți să vă concentrați, de exemplu, pe click-through rate. În fiecare pagină, rata de click pe shopping cart, ca să puteți să luați o decizie. Exit rate este un indicator bun pentru o relevanță statistică, ca micro-luată, ca micro-conversie? Este un indicator foarte bun pentru transmiterea mesajului. Adică atunci când nu transmite mesajul, ăsta e primul indicator că facem ceva greșit. Dacă avem un exit rate mai mare decât pe alte materiale. Mai avem... Vrei să mai completez? Aș putea să mai zic ceva. Ce zic foarte bine. Da, poate că vreau. Poate că vreau. De că ce pierde lumea oarecum din context este că când faci un AVT, să zicem, sau un test de pe un site, oricare ar fi el, atenție, nu contează ce fel de site este, conversia care o poți măsura poate să fie ori vânzarea, ori completarea unui formular, ori ce vrei tu. Conversiile sunt de multe tipuri, dar nu uităm acum să facem treaba asta, să vorbim despre conversie. Este bine să, cum să zic eu asta mai, să găsiți întotdeauna segmentul minim profitabil, știi? Nu știu dacă înțelegeți acest cuvânt prea bine. Știu, vorba se numește despre... legea pragurilor senzoriale. Trebuie să ai un minim cantitate de substanță care declanșează o da, senzație. De exemplu, dacă vreau să schimb pagina și vând asigurări, cum a fost cazul la... Pe că stau cu scoatele, nu vreau să vând asigurări șoferilor din Bacău și ei sunt prea puțini ca să aibă relevanță în acest studiu, probabil că am mers cu segmentarea mult prea adânc când am făcut testul și atunci nu mai e profitabil pentru mine. Ce n-am vorbit noi aici este de costul experimentului sine. Da? Un experiment de AB testing are un cost. O schimbare pe site are un cost. Chiar și aceasta simplă. Dăm acele layere și le facem puțin mai gri, există un cost. Cineva gândește acest lucru, cineva implementează acest lucru și cineva, nu știu ce mai întâmplă, dar măsoară după aceea, zice că este bine, nu? Orice experiment are și un follow-up, asta e altă problemă. Dar nu vorbim acum de AB testing, dacă nu e cazul. Puneți într-un tabel următoare lucruri. Am de făcut o schimbare pe site. Nu contează ce. Că e un test, că este un modul nou, că este ce vreți voi, e o schimbare, să zicem, pe site. Nu zic și de bine, să zicem pe site. Da? Am un cost asociat cu această schimbare. Obligat, nu este ceva, nu este nimic fiu. Never ever, nu este. Și am un potențial revenu, pentru că pot să calculez asta puțin. Mergem puțin. Calculați ROI-ul pe schimbarea asta, ordonați după ROI și după aia stăm de vorbă. Da? Deci întotdeauna gândiți-vă la schimbarea minimă cu impact maxim. Ce vă legem? Stai puțin, că nu știu dacă sunt complet clarificat așa. Nu știu dacă mi-e foarte clar. Vreau să mai gândesc. Dar dacă pe mine nu mă interesează return on investment-ul imediat și vreau să calculez return on investment-ul... Vrei să-ți fac calculul ăsta pe o asociație non-profit care are nevoie de audiență într-o sală la un eveniment? Nu. Este vorba de același lucru. Nu. Tot partea și într-un caz și într-un nu. Vreau să-mi răspund dacă trebuie să mă uit doar la return on investment imediat sau trebuie să mă... Ok, vreau să faci precizarea asta. În general, când ne uităm la un e-commerce acum să vorbesc, dar putem generaliza și la alte site-uri. Eu mă uit la cel puțin trei parametri. La 5, scuze. ROI-ul, conversia, rata de conversie și... valoarea conversiei, prețul conversiei. LTV-ul. Lifetime value. Plus comanda medie și costul de achiziție de client eventual. Nouă. Normal. Da, mă rog. Poate să fie împărțit în două chestii. Am vreo 5 parametri. Dar și la un test urmăresc în afară de ROI, să zicem. Deci, cum zic, ce ai zis de un CTR, practic, până la urmă, circuitul REI. Deci ideea este că nu urmărești. Am avut situație, am prezentat asta la, cred că la Budapesta, acest test, în care am avut rată de conversie mai mică la un experiment, da? Deci AB sau C, nu contează. AB, să zicem, da? Varianta A era controlul și nu mai știu, contează, era că aveam proastă. Deci, din atât de doar asta de conversie. Și acum,
nu avea nimic în mână. 0,05%. Nu, era mai rău. Era mai rău. Deci era... Nu, nu. Deci scăzus rata de convex, nu numai testul. Deci nu era ceva mai mic. Mai va mai rău. Pe de altă parte, comanda medie fiind mai mare în al doilea test, de fapt, era sample, ceva de afaceri. Adică ăla, mulțit cu ăla, era mult mai mare decât în versiunea de control. Da, și am concluzionat că a făcut ceva bine, de fapt, pentru că avea mai mulți bani în buzunar, pur și simplu. Realitatea e că, de fapt, rata de conversie nici nu măcar nu contează atât de mult, ci contează profitul sau revenue pentru o companie. Că pot, de exemplu, să micșorezi prețurile, să, practic, să nu mai niciun profit și să crezi rata de conversie. Dar asta nu aduce niciun beneficiu. Și profitul în absolut, deci nu ca procent, ci în absolut, în bani în buzunar. Pur și simplu. Okay. Wow! Ce tare informație! De mine îmi place tot ce am aflat. Deci, excelent. Vă mulțumesc, dar nu vreau să vă opriți, vreau să continuați dacă mai aveți întrebări. Printre rânduri, o să vă spun că cei care au câștigat invitația la UPEC mi-au fost șoșotiți prin SMS. Radu Bogza, George Ploaie, Maria Cerbu, Andrei... Sente. Bine, perfect. Și Vlad Leonte. Și Bozga, dacă. Nu scrie aici. Da, Radu Bogza. Așa a scris. Am un anunț eu mic. S-ați văzut pe Facebook. 1, 2, 3, 4, 5. Aceste ceasuri care le-am adus eu cu brandul meu, să zic așa. De vânzare. Cu jocuri, nu-s de vânzare. Se vor câștiga. Primul ceas care îl voi da, îl voi da la GPEC. Și am și trei culori. Negru, portocaliu și roșu. Dragii mei, vă mulțumim mult. Sponsorii care au făcut acest eveniment posibil sunt MRD, Vinescu.ro, Web Digital și partenerii noștri IQ Ads, Comunicate de Presă, Orașul Meu, Impact Hub, Traffic.ro, Găzduire.ro, Agile Media, Două Paralii și Newsman. Vă mulțumesc mult de tot, mulțumim speakerii. O seară excelentă și puteți să săriți pe ei. Mai e ceva? Vreau să... care au invitație la Găbeți, vină la mine, pentru că am nevoie de ceva detalii. Duciți-vă la Oana! Ea e Oana!